Bună ziua! Astăzi o să vedem împreună satul Mighindoala. Bună ziua! Astăzi vom vedea împreună satul Mighindoala. Satul părăsit al sașilor, da? După cum zice Dan și Dana, vedeți aici în cadru. Și împreună vom face o Dan-Dana. Da, Dane? Da, da. Follow me. Cu Dan nu puteți fi serios, dacă trebuie să vă povestesc despre ce e vorba. Dan îl știți pe acoperiș de acasă să se ască, da? El este meșterul numărul 1. Îl recomandăm în lucrări de construcții și orice altceva zineți voie. Dar astăzi vom merge în satul săsesc Mighindoala. De mult am văzut știri despre el pe Facebook, pe pagini de socializare, pe știri de când era Zero TV, mai ții minte? OTV-ul și astea, toată lumea vorbea despre Mighindoala. Satul săsesc, da. Satul săsesc unde sunt toate casele părăsite. Și totuși de când nu au venit oamenii în el. S-au părăsit, au rămas. Noi urcăm din satul Boia. Undeva acolo jos e satul Boia. De unde sunt renumiții Boioi Farcaș și Boioi Ianoș, care au șansa ca numele lor să fie purtat de un liceu din Târgu Mureș. Este un sat colonizat de sași, atestat prin 1300, dar sper că astăzi, dacă tot vin până aici și ne pusem aici la oricare, să vedem și o căsuță sau măcar biserica evanghelică să mai vedem. Este o zi vânturoasă, sper că nu deranjează microfonul. Vă mă puteți auzi? Da. Eu când s-a obosit puțin mă bâlbui. Și că vă rog să mă scuzați. Deci intrați pe Google, dragilor, uitați-vă pe satul Mighindoala. Tare, tare diferit numele ăsta, nu prea l-auzi în Transilvania. Mai este Merghindial, iar ăsta săsesc. Uite mă cât păducel. Este un alt bun pentru păducel. Uitați-vă un pic. Foarte bun pentru... pentru bolile de inimă. Da. Vorbi dacă... Da. Dar în anii 75, acum 50 de ani, să zicem, erau peste 56 de case încă, vă dați seama? Între timp am întrebat în stânga dreapta și am aflat ce înseamnă Mighindoala sau de unde vine acest cuvânt. Vine de la un nume săsesc, da, german, care însemna Vale Îngustă. O rătare. Aici s-a luminat puțin. Trebuie să vedem satul de aici, pe deal. Aș mai povesti, dar vreau să vă bucurați și de peisaj puțin, dragilor. Eu aștept să văd un pic biserica să se ască, evanghelică, să văd turnul. Cândva mă bătea gândul pe aici, prin 2019, când am aflat de satul ăsta, să-mi vin să-mi cumpăr o căsuță. Sunt pe rost aici, nu? Sunt, Dana? Nu, ăla e desfăcută. Să fie jos, să fie așa. Mai ca stan, ăla e. Caută cea mai mare la volum și aia sparge-o. Da, nu. Calcă pe ea. Nu aia, să fie mare, mare. Uite, asta mare. Care au castane la untru. Uite, sunt, da. O pot să-i ceva leoculez deja. A, asta ceva n-am mai văzut. Ce, castan comestibil? Asta. Arici ăștia? Unde sunt ăștia? Uite, cineva leoculez deja, vedeți? Nu găsim niciuna, mă. Au. Ce spini au, mă, omule, mă. Nici absolut nici măcar una. Absolut nici măcar una. Uite, mă, prima casă. Poate ăsta-i satul? Da, e terasă. Dar cred că ăsta nu-i... Am venit bine, mă?
Da, mă, uite, case sosesc, mă. Aici da. Locuiești, ok, este acoperit proastă, făcut. Ala pare un turn, un turn de observație. Poate de vânători. Aici e, nu? Nu, mai avem în mers. Deci asta e în margine, asta tot undeva. Uite, acolo ce clădire mare a fost, man, ceva biserică mare. Uh-huh. Păi, mamă. Sau poate școala. Asta e ceva turn de observare, vezi ceva? Eu n-am semnal aici. Păi, pai. Hai să vedem ce găsim. Nu blocați căile de acces. Nu mă, ce faină e căsuța asta, mă, omule, ca în povești. Așa e, așa, micuță. Hei, mă, ce faină e, ce? Micuță, simpatică, așa, numai faină. Exact, care de la... La care lucrăm acum, să... Nu? Unde am schimbat țiglele. A, și ce faină e pusă și caramida aia, așa. Transylvania, Shepherd... Asta e biserică, a fost, uite, că aici era altarul în spate. Asta a fost biserică ortodoxă, mare, sau... Sau evanghelică? Video surveillance. Să se cadă, da? Uite, țiglele de aici nu trebuie nouă, oare nu vinde nimeni? Că acolo ne-am mai întâlnit 200 de țigle la noi. Am, la 20 de bani bucata. 20 de bani bucata? Da. Uite, bă, și de-aia, bă, cu vârf, mă. Uite ce țiglă faină, dar hai să vezi. De-aia cu sol, uite, cu vârf. Asta zisată în memoria satului, mă. Wow. Uite, mă, țiglă de-asta ne. Da, e pe biserică. Da, așa e? Sigur de pe biserică. Asta dar cu cine vorbim noi să o cumpărăm pe asta de aici? Prea faină făcută, ca da. Ești ce țapă noi, măi. Ține-i din asta cu vârf. Vem, bă, ce frumos e, pui chiar pe vârf. Ce vechime are și nu-i mâncată deloc. No. Dar asta e material de aici, de unde e mondial. Lu de aici. Să vorbim cu cineva, să vedem cu cine să ne vândă țiglă. Să o punem pe căsuța noastră de la Mureș. Uite câtă s-a spart aici. Înseamnă că au schimbat aici, uite-mă pe dreapta, casa s-a avut țiglă să se ască, vezi? Și aici au schimbat-o și... Nu, eu cred că au luat-o de pe biserică, cum s-a dărâmat și s-a folosit aici. Am nu putem ști. Contează că... S-a ridicat o cruce în memoria satului. Da. Ce biserică a fost asta, Vale? O biserică creștină. Cred că asta a fost biserică ortodoxă, la cum arată. Dar ce biserică a fost aici? Uite că s-a sfințit-o de curând, a fost... Ai ce m-au înțepat astea, urzicile astea? Ai văzut crucea sfințită? Da. Da. Mă, asta cred că a fost ortodoxă, mă, Dane. Că nu seamănă cu astea ale sacilor, cu evanghelice. Oricum, o picat de câteva zeci de ani. Că pomii ăștia au peste 30 de ani. De exemplu, uite pomul ăla, uite ce gros e acolo. Ce? Dar uite, mă, un nuc aici, bă. Se văd din picuri. Da, ne stăm așa nuci la livada mea, acolo ne lucrăm. Ce, deci în 10 ani stai așa nuci? Ce picturi mai sunt pe pereți? Hai că venim până la tine, domnul Dan. Da, asta e biserica. Ortodoxă, după cum vezi. Uite așa cum ce bine se văd picurile. Asta a mai rămas din bisericuță. Și vezi aici mai ce-a fost. A fost o cruce, știi cum sunt crucele făcute așa rotunde, ca ai cruce și încă niște cruce pe capete. Poate că a fost o cruce din aia, da. Geam, geam cruce. Nu, no, cam asta a fost... începutul. Făcută din vaioage sau din cărămizi? Din cărămidă țigănească. Nu, dragilor, hai să o ardem pe rână, așa cum se zice. Mergem mai departe. A, uite, a fost un geam rotund, că la mijlocul intrării. Asta a fost intrarea, așa e? Da. A fost un geam mare rotund. Sunt deasupra la ușă. Și așa să vedem din doar și biserica aia altă. Acolo văd eu ceva drept construcție sau nu, ai coma dealului. De pa ce ar trebui să înceapă satul în sine? Uite, acolo este încă o biserică. Aia este evanghelica, aia la centrul satului. Bun, am ajuns. Uite, Dane, biserica evanghelică. Bă, dar arată bine, mă. Bine întreținut, aici se ocupă. Uite și la coame acolo pe turn, dat cu... Da, mă, uite, mă, totul. Dar, mă, dar ce mică e biserica, man. Așa biserica mică încă n-am văzut la saș niciodată. La ce comunitate mică era aici? Păi în 2004 erau deja 4 oameni în sat. Săraci. În 75 erau 56 de familii. Să zicem, 2 membri din fiecare familie, 112 oameni, să zicem, da? Plecat ultima familie. Uite și ce torne sunt proaspăt puse. Asta cineva o întreține, men, vezi? Da, da. Ciuterne noi, țiglă. Ce faine sunt geamurile astea. Ce faine sunt geamurile, da.
Biserica Evanghelică din Miguindoala. Atenție, supraveghere, dar de ce atenție? Dar cine vine să fure biserica asta, mizerioși? Dar trebuie să te uiți la ea, nu să o furi. Păcat, că e închisă. E închisă? Da. Serios? Înseamnă că au fost aici oameni foarte serioși care s-au bătut joc de ea în ultimii ani. Au zis să o închidă, alte explicații nu este. Nu, mă. Chiar vreau să o văd. Uite câte potcoave spuse. 2, 4, 6, 7 potcoave. Cheia bisericii la numărul 54 sau sunați la numerele de mai jos. 54 din ce? Din satul ăsta? Familia Tara. Nu, bun. Aș face să cineva să ne arate bisericuța. Micuță, dar drăguță. Prima așezare, prima căsuță. Da, ca să se ască, uite ce ciclă frumoasă. Eu n-am avut așa ciclă faină nici acasă, ce am cumpărat acum. Fain, foarte fain. Putem ajunge până la ea. Hai, mamă, eu uite acum, iau 1,86 m. Burenile astea sunt mai mari ca mine. Ajunge până la căsuță un pic. Hai, lăsați-mă să mă ducă, nu vă... Nu fur casa, nu o iau cu mine, doar numai să văd construcția. Să poate mă frate ajunge pe aici. Hop. Hop. Ia un cui să punem colopul. Ia să vedem ce e înăuntru. Țigla e foarte faină, țigla tare îmi place, țigla asta să se ascam eu ceva cu ea. Și am uitat în prima căsuță, din sat. Camere nu foarte mari. Uite, podea de cărămidă. Vedeți? Au podit cu cărămidă roșie. E că nu-i clar. Hai să facem, uite, era un pic de clar. Acum, bun. Și în camera asta era o picat. Uite, o grindă. Trecem puțin de ea. Da, aici s-a dus. A plouat puțin și s-a dus acoperișul. Grinda e faină. Aici vedem desene făcute de copii în ultimii ani. Podeaua mă ține. Fain. Da, uite, casele astea lor specifice, oamenilor cu bani sau și lor, să zicem așa. Opa, aici nu calc eu bine, că văd un pic în beci. Fain. Prima căsuță. Ce fain era dacă cumpăra cineva asta și eu și o restaura măcar puțin. Chiar nu m-aș fi supărat. Deci vedem în construcție specific să se ască, da? Uite, aici vedem zona de ușa pe unde trecea căldura, vedeți? Aici era o zonă unde era, se punea soba și făcea căldura în amândouă camerele, da? Cam așa era standard la ei. Și uite că din cauza câteva țigle s-a dus tot podul, a picat. Grinda aici până încă. Grindă de brad. Fain. Uite așa vedem și ce a mai rămas după saș. Din păcate. Hai să mergem mai departe, dragilor. Și am de milă să văd casele astea care pică așa și nu se ocupă nimeni de ele. Am eu polobul. Și mergem mai departe. Aici a mai fost o cameră aici în exterior, vedeți? A, uite, avea și pod. Avea și pod, am zis bine, nu au pod, aveau și pod. Aici a fost cuptorul în camera asta, de acolo se vede o măsuță în toasă. Nu pot să primez mai multe în pod, dar hai să văd, o să vă arăt ceva acolo. Ca să putea să calc aici și să nu-mi intre un cui în picior, m-aș bucura. Deci ăsta este podul, da? Se vede acolo ceva, că nu văd nimic, vă las pe voi să vă uitați. O picată, așa e. Păcat. Mare păcat de căsuțele astea, mă, dragilor, îmi doare inima. Să că era să pic. Uite aici. Nu se pare
Fost renovat, așa-i? Da, da. Cineva a pus mâna pe ea, dar nu mai fost aici de mulți ani, după cum se vede. Cineva a încercat să renoveze, să uite, da, mare termopane, mă. Chivelul, că l-am descoperit. Deci renovată, dar tot a rămas părăsită. Ciudat să vede la ceva în casă, nimă, da, mă, uite, velux-ul, mă, men. Da? Formă faină. Dar tot nu este locuită. A mai apărut una aici la orizont. Asta este părăsită, desigur, după cum se vede. Pare locuită? A fost cineva aici în ultimii ani, nu, așa-i? Nu, dar aici este un sac de ciment. Da? Nu. Vorbeam aici și cu Dan, casa asta încă ar fi salvabilă. S-ar putea salva încă. Acolo în ușă, dacă te bagi chiar acolo în ușă, în intrare, se vede că a fost vandalizată, dar încă nu e de aruncat. Uite aici, bă, faină fosta albastră. Hai să vedeți o căsuță albastră. Aici albastru frumos avea asta, așa-i? Ce albastru frumos! Da, de Voroneț. Albastru de Voroneț, albastrul meu. Hai să văd, se poate un pic lumina să vedem înăuntru. Ce ajunge, mă, din casele oamenilor, mă, frate, ireal. Asta rămâne după noi. Hai, mama, s-a fost curtea din spate, uite aici. Gunoi, uite poiata, hai să văd puțin poiata. Oho! Uite, încă este țiglă. Trebuie să bag o țiglă în ghiozdan, să o duc la mine. Cine vrea să mă ajute la cărat o țiglă, eu nu vreau să car astăzi. Da, uite, chiar a fost o căsuță foarte micuță, dar drăguță. Și fața de aia a fost superbă. Eu zic că a fost locuită de români în ultimii ani, că văd multe gunoaie pe curte. Și cauciuc de tractor. Gunoaie specifice românilor. Uite și coșteiul pentru cucuruz sau coșul de cucuruz a picat. Hai să mă duc până la el. Totuși să văd cum a fost făcută construcția. Din stejar, cu leațuri de brad. Da, stejar și leațuri de brad. Ei, mama, asta încă e ca sticla, e superb lemnul ăsta. No. Uite aici, pe green scrie ceva. Hai să vedem ce. Lasă-mă să nu mă împiedic, era să pic. Mănânca lor de crengi. Sofia, S. Eu nu-mi dau seama, dacă vă dați seama să spuneți mie, vă rog. Deci facem un pic de lumină laterală, să vedem, să văd umbrele mai bine. Popa. S. Popa. 1030. Ce este acolo? Bobiș. B. Voi dați voi seama, eu nu mă arăt. Acum nu sunt în stare să descifrez aici, că încerc să supraviețuiesc prin crengile astea. Vreau ce a fost pe aici. Mamă, tot m-am put de scai și de brusturi. Oho, aici a picat tot. Aici a picat tot, dragilor. Nu este ca în satul pădurenilor. Satul de marmură, unde totuși încă sunt case în picioare. Aici tot a picat. Vă pot să ajung până la căsuță să vă filmez. Care v-a pus aici o grindă. Uite, deci a fost explorată în ultimii ani. Vedeți că a pus cineva aici o grindă. Dar mă ține încă. Dacă nu mă ține asta, i-am făcut o filmare faină. Ba, ține, am traversat. Și am intrat în căsuță, o căsuță, între pereți, nu în căsuță. Ai, Doamne, ce trist. No, cum să nu-ți fie milă de casă, Resia? Nu, mă, mie mi-e milă. Pot să zic că mulți, bă, frate, aia e casă faină, mă, Sergiu, Doamne, mă. Cum să-ți pară o casă faină? Uite, mă, ce motive frumoase. Oamenii așa trăiau tot timpul ca în Meria, în albastrul cerului, în Nieriu. Ei, ce pereți fain, Doamne, e real. Uite-mă jos, fundație. Uite cum intră pe geamă. Muri. Rugile de mur. Nu, dar știți că e prima casă care văd așa albastră de când mă duc pe sate părăsite. Asta chiar de ținut minte. Ia să facem și o poză. 2, 3 și... pic mai la stânga, mai facem o poză. Da, asta chiar e faină. Adică e faină, e de păstrat. Ia că oprim puțin filmarea, să mai facem niște poze și revin. No, dragilor, căsuța albastră, ne luăm la revederea. Sper să mai vedem în picioare și în următorii ani, dacă vom mai veni pe aici. Să sperăm că nu pică chiar acum.
Acolo e surioara. Da, cea mai albastră casă ce am văzut vreodată. Asta? Da, și n-am tot, tot e albastru. Păcat de ea, nu mai rămas nimic. Și ai Maroc. Și ai Maroc? Da, într-un oraș. Ce faci, vecine? Ziua bună! Salut, vecine! S-ai mulți vaca? Am mulți vaca, dar nu pe nu are lapte? Ei! Nu ploua. E vaca Milka? Măi, cea mai faină casă, să știi, cea mai albastră. Trebuie să vezi cum arată, e cam povești. Și hai să vezi ce albastră e. Dragilor, cam asta a fost ultima incursiune în acest sat, Minghindoala. O părere. La de final, îmi pare rău că din atâtea case, din 56 câte erau în 75, a rămas doar 1, 2, 3. Și acolo 4. Deci 4 căsuțe am văzut. Vă dați seama? 4 căsuțe din 56. Unde ar fi restul? Le-au cărat oamenii cărămidă cu cărămidă? Le-au furat alte nații? Trist. Deci nu prea ce face Minghindoala. E fain să-l vezi odată, ajungi odată. Nu. Mulțumesc că ați fost cu mine, să mă bag pe aici pentru că sunt și m-ați urmărit. Și comentați orice idee aveți, orice mesaj îmi puteți să-mi lăsați, că îl urmăresc și vă voi răspunde cu mare plăcere. De aici, din Minghindoala, satul sașilor părăsit, v-am pupat, să aveți o seară faină.